Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată ce subiecte vă propun pentru astăzi. Începând de astăzi, sunt distribuite în județul Hunedoara primele 9.000 de carduri de energie din totalul de 38.648, oferite persoanelor vulnerabile din județul Hunedoara, bineînțeles de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru plata facturilor la energie. În acest an, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va oferi românilor vulnerabili din fonduri europene sprijin pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 de lei de două ori pe an sub formă de card de energie. Oficiul județean poștal Hunedoara asigură call center-ul pentru numărul unic 031-9966 de luni până vineri între orele 8 și 20, unde pot fi obținute informații suplimentare despre aceste carduri de energie. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a întocmit și un ghid cu situații speciale ce pot fi întâmpinate în implementarea măsurii. Ghidul poate fi accesat la adresa afișată pe ecran.